Bun venit la emisiunea Mesager Educațional. Ne aflăm în studio alături de invitata noastră, doamna Adina Ciutan, directoare adjunctă la Colegiul Tehnic Uneo Traian Voia din Satul Mare. Bună ziua! Bun venit! O să vorbim astăzi despre stilul de scriere. Sunteți de meserie profesoară de română, așa că principalele probleme de stil vă sunt foarte familiare. Ce este de fapt stilul? Este o personalizare a scriturii? Este o opțiune arbitrară pentru anumit stil de exprimare? E chestiune de gust? Urmează niște reguli? Din punct de vedere semantic, toate variantele pe care le-ați spus sunt corecte și coexistă. Dacă ne referim strict din punct de vedere al stilisticii literare, se schimbă puțin perspectiva, pentru că stilul a fost perceput diferit și descris diferit de-a lungul timpului de o mulțime de teoreticieni. Și aici, dacă ar fi să exemplific Tudor Vian, de exemplu, care spunea la un moment dat că stilul este o întrebuințare individuală a limbii, sau Lucian Blaga, care deja ridică stilul la un cu totul alt nivel, pentru că pentru Blaga stilul este o categorie ontologică deja. Eu personal cred că stilul este de fapt expresia celui care vorbește. Așa cum spunea și Buffon, că stilul este omul însuși. Adică este modalitatea în care știm să personalizăm ceea ce transmitem. Deci fiecare om, cum ar veni, are stilul lui. Da. Da. Așa, la modul general vorbind. Pentru da, că la dacă modul general, bineînțeles. Dacă intrăm în detalii, ne lovim de fel și fel de probleme. Noastră, cum considerați stilistica? O disciplină descriptivă, normativă? Nu este normativă deloc. Este descriptivă. În primul rând, în teoria literaturii moderne, din perioada modernă, stilistica reunește două domenii majore. Avem de-a face cu stilistica lingvistică și stilistica literară. În ce privește stilistica lingvistică, ea are clar un caracter descriptiv, deoarece nu face altceva decât să identifice și să analizeze mărcile proprii ale unui limbaj clar organizat. Iar stilistica literară este deja puțin altceva, deoarece se ocupă de abordarea unei opere literare dintr-o perspectivă a unicității stilistice a creatorului ei. Și atunci nu avem această calitate de normativ în ce privește stilistica. Totuși, profesoarele mele de română îmi făcea observații, numeroase observații de ordin stilistic. Să nu repeți nu știu ce, să nu fie, să alăturările să fie eufonice și da, multe altele. Da, acestea sunt niște greșeli, mă rog, pe care le corectăm. Dar din moment ce zicem greșeli, înseamnă că trebuie să ne raportăm la ceva, la niște reguli, da, ne raportăm la niște reguli de exprimare care nu neapărat țin de nu stilistica țin de stil. Pură. De stilistica ca și știință. Țin de stil, în sensul în care stilul este o personalizare a scriitorii, da. În acest caz, țin de stil, într-adevăr, și atunci, evident că există niște reguli de exprimare corectă, sunt niște norme pe care trebuie să le respectăm și sunt acele calități generale și particulare ale stilului pe care trebuie să le cunoaștem și, evident, să le respectăm în comunicare. Da, și stilul este stil literar, cum a zis. Poate ne întâlnim mai, adică ne întâlnim în scris cu el, poate îl folosim mai puțin decât scriitorii care îl folosesc la maximum. În schimb, stilul științific, poate și cel administrativ, care se folosește mai curent în vorbire. Dumneavoastră, cum numiți asta? Stil sau limbaj? Sunt stilurile funcționale ale limbii. Așa. Aici mergem pe... Unii spun limbaj.
Nu sunt limbaje, sunt niște stiluri funcționale, pentru că avem de-a face cu această parte de funcționalitate a limbii, a oricărei limbi, iar în cazul limbii române avem aceste 5 stiluri funcționale, potrivit cărora, de fapt, noi ne structurăm vocabularul și modalitățile de adresare în funcție de stilul în care trebuie să comunicăm. În mod normal, stilurile funcționale sunt 7, de fapt. Pentru că, pe lângă cele pe care le știm cu toții, respectiv stilul oficial sau juridic-administrativ, tehnico-științific, publicistic, colocvial și beletristic, mai există 2, stilul oratoric și cel epistolar. Însă acestea au fost absorbite în timp. Stilul oratoric face parte deja din stilul oficial, pentru că se consideră că oratoria este apanajul avocaților și că din acest motiv ar trebui să facă parte din stilul oficial, deși dacă ne luăm după caracteristicile stilului oficial, oratoria nu prea se încadrează în aceste trăsături, iar stilul epistolar este fie parte a stilului oficial, când vorbim despre o serie de tipuri de texte cu caracter oficial asemănătoare scrisorilor, să zicem, fie sunt parte din stilul colocvial. Și atunci rămânem, de fapt, cu 5 stiluri funcționale mari Mi-astră, în limba română. Care ar fi principala greșeală? Mie mi se pare că una din greșeli ar fi să amestecăm stilurile într-un text, într-un discurs, într-o... Este o greșeală mare. Așa e? Este o greșeală mare. Rezultă o disonanță a discursului, a textului. Da, se pierde claritatea și coerența nu, și nu tot. Nu sună bine. Nu sună bine deloc. Singurul stil funcțional unde se există varianta să apară elemente din celelalte stile este stilul publicistic. Pentru că, până la urmă, stilul publicistic cuprinde tot ce înseamnă mass media. Ori, în mass media, evident că se scriu sau se realizează reportaje, articole și mai departe pe diferite teme. Normal că dacă scriem un articol despre, un submarin nuclear, cu siguranță că vom folosi tehnologie de specialitate, că nu se poate altfel. Și trebuie atunci, și combinată cu cel publicistic. Evident. Și atunci apar elemente și din stilul științific, de exemplu. Și așa poate să apară și din alte stiluri funcționale, în stilul publicistic. Dar în rest, în mod normal, nu prea avem voie să facem amestec între stilurile funcționale. Da. Doamna directoare, cum apreciați dumneavoastră stilul științific? Ce caracteristici de bază are? Stilul științific este utilizat în comunicarea din domeniile științelor și tehnicii și este, prin excelență, un stil non-artistic, deoarece este lipsit de mărci ale subiectivității, este corect la toate nivelurile limbii, de la fonetic până la stilistic. Din punct de vedere al vocabularului este lipsit de ambiguitate, proprietatea termenilor este respectată. Evident că există o tehnologie specifică utilizată în acest stil. Deci, în mare parte, trăsura sa principală este aceea că este profund non-artistic, nu transmite sentimente, nu este scopul său să transmită sentimente, ci scopul este a transmite informații. Pe de o parte, pe de altă parte, trebuie să fie să evite echivocul pe câte vreme, dacă îl comparăm cu stilul beletristic, acolo se admite, de multe ori e voit, se cultivă echivocul, nu? Cum, da, cum stilul beletristic sunt permise foarte multe. De multe ori prea multe sunt permise. Motiv pentru care acolo nu prea putem vorbi de multe greșeli din punct de vedere stilistic în stilul beletristic. Pentru că aproape orice se admite, din moment ce se admite și este considerată o licență creativă, nu o mai percepem ca și greșeală. Și bineînțeles că este de cele mai multe ori voită, cu diferite scopuri, fie pentru a deveni un mijloc de caracterizare a personajului sau a unei epoci, sau depinde de text. În schimb, în stilul științific, de exemplu, și de altfel și în celelalte stiluri funcționale, aceste trăsături trebuie respectate. Dumneavoastră aveți o ierarhie a acestor trăsături.
Există niște... Sau primelor trăsături, să zicem, pentru că sunt multe. Sunt multe. Pe ce spune dumneavoastră accentul, în primul rând? Este foarte importantă claritatea. Pentru că și claritatea însemnând o trăsătură a tuturor stilurilor funcționale. Deci, indiferent de stilul despre care vorbim, deci claritatea sunt valabile este... pentru toate stilurile. Da, da, este extrem de importantă. Dacă un text e exprimat așa încât nu-l înțelegi, atunci e inutil să... E inutil, pentru că se pierde scopul comunicării, da, până la urmă. Exact. Mesajul nu își atinge... Esența comunicării, dar, e claritatea. Bineînțeles, deci textele trebuie să fie concepute în așa mod încât comunicarea să poată să se realizeze. Deci mesajul, da, să ajungă la receptor, să poată fi decodificat așa cum trebuie, să înțeleagă exact ceea ce vrea să se transmită și nu altceva. Și atunci, normal că legat de claritate... Da, cam ce condiții ar trebui să îndeplinească un text clar? Un text clar trebuie să aibă o structurare logică, trebuie să fie, să se acorde o atenție deosebită corectitudinii din toate punctele de vedere, deci la toate nivelurile limbii române. Pentru că greșeli poate să apară de la greșeli de scriere până la greșeli profunde de sintaxă sau chiar stilistice. Acestea trebuie evident evitate în orice tip de text, indiferent cărui stil funcțional iar aparține. De asemenea, trebuie acordat o atenție sporită în momentul în care ne alegem cuvintele pe care vrem să le folosim în transmiterea unui mesaj. Acestea trebuie adaptate. În primul rând la emițător, la receptor și la mesajul în sine. Pentru că diferite tipuri de mesaje ne obligă să folosim anumite tipuri de limbaje sau să folosim anumite cuvinte. Deci trebuie să ținem seama de receptor în sensul culturilor, a modului de a înțelege, a capacităților de a înțelege, a profesiei lui sau în ce sens? În toate aceste, da, sensuri, da? Pentru că dacă nu putem să adaptăm informația pe care o transmitem la nivelul receptorului, acesta nu va reuși să înțeleagă mesajul și atunci comunicarea este din nou inutilă, pentru că nu își va atinge scopul deloc. Da. Asta e o problemă, de exemplu, în cazul stilului științific, în mod deosebit, pentru că aici avem de-a face cu acea terminologie specifică care nu prea poate fi evitată, indiferent de care domeniu al științei sau tehnicii vorbim. Și atunci un receptor care nu este specializat va avea dificultăți în a înțelege mesajul acestor tipuri de texte. Acum sunteți de acord că aceste caracteristici a clarității îi pot fi subordonate sau, cum să zic, mai multe alte trăsături pot converge spre claritatea textului, cum ar fi, de exemplu, concizia, precizia sau acuratețea, poate topica. Da, și proprietatea termenilor. Da, vă rog să vorbiți și de aceste... Da, topica e extrem de importantă, pentru că noi avem într-un fel avantajul în limba română că topica este foarte, foarte permisivă, da, și putem să ne aranjăm cuvintele cam cum vrem în propoziție, însă asta nu înseamnă că trebuie să uităm scopul fundamental, acela de a transmite ceva. Pentru că în momentul în care nu avem grijă la ordonarea cuvintelor, se poate întâmpla ca mesajul să nu mai facă sens până la urmă. Să ajunge la confuzie. Da, se ajunge la o confuzie care determină... Distorsionează sensul. Evident, distorsionează sensul și automat mesajul nu mai poate fi transmis și nu mai are nici fluență, nici claritate, nimic. Și atunci, evident că nu trebuie să abuzăm de topica aceasta flexibilă, ci trebuie să încercăm să păstrăm cât de cât niște rigori care să permită păstrarea unui sens clar și unitar. Acum, în ceea ce privește concizia, la noi s-a obiectat foarte mult în comparație cu tradiția anglofonă că folosim un limbaj prolix, cu o mulțime de florituri, de stil și termeni, așa să-și spune, și termeni inutil. Și am mers, de exemplu, cultura noastră, am mers mai mult pe filieră franceză. Și
mult mai încărcat stilul francez. Dumneavoastră, cum vedeți, mai ales în domeniul științific, în domeniul administrativ, acest limbaj prolix? Este, din păcate, într-adevăr, un limbaj destul de prolex. Nu prea cunoaștem ce înseamnă concizie, într-adevăr. E tendința asta de a folosi extrem de multe cuvinte și atunci când nu e necesar, pentru că anumite informații sau mesaje se pot transmite foarte scurt, pe scurt și clar și concis. Nu e nevoie de a adăuga cuvinte suplimentare care nu fac altceva decât să îngreuneze sensul până la urmă. Ori, din păcate, asta se cam întâmplă. Și ăsta este motivul pentru care... Nu credeți că și școala încurajează acest lucru? Eu mi-amintesc că profesoara de română a scris o teză la română și eu am scris-o cât mai concis. Cum să zic? Economia de material lingvistic e ca și economia de orice alt material. Ca să nu mai vorbim de timpul pierdut cu lectura, ca să nu mai vorbim oare ce mai vrea să mai spună și cu cuvintele astea, se întreabă omul. Și mi-a zis, tot ce ai scris e bine, dar nu cumva să fi scris tu mai mult? Păi de ce era nevoie să fi scris mai mult din moment ce ideea a fost transmisă? Dumneavoastră, cum vedeți acum? Să pune mai mult accent pe concizie decât se pune mult vremuri. Accent pe concizie. Da? Da, pentru că deja de o bucată bună de vreme începe să apară acea limitare la redactarea textelor, limitare de cuvinte sau de numere de rânduri, care îi învață pe copii să structureze și să organizeze un text într-o anumită dimensiune, pentru că nu are rost să scrii 20 de pagini la un eseu, dacă în 3 pagini poți să surprinzi exact aceeași informație, doar concis. Da. Deci e absolut inutil să... Dar am văzut că se dau numărul de rânduri. Da. Eu când am început munca în gazetărie, nu-mi imaginam cum se poate fi să dai un text mai scurt. Că aici, în special în ziarul tipărit, nu vorbesc de cel online, în cel tipărit trebuie să te încadrezi în niște limite prestabilite cu precizie. Poți depăși nici mai mult, nici mai puțin. Normal. Se strică tot ziarul. Așa. Pentru că are limite, hârtia. Are margini. Așa. Și a fost un lucru foarte greu să învăț acest lucru, de acela de a scrie concis. Și cum am enumerat înainte, sunt o mulțime de dezavantaje a stilului prolix. Pierdere de timp și spațiu tipografic în cazul scrisului. Așa, multe ori determină o greșită sau proastă înțelegere a unui text. Pentru că și avem, din păcate, multe exemple din partea legislativă. În cazul actelor normative, tot ce ține de drept și așa mai departe. Unde de multe ori, din cauza lipsei de concizie, textele permit variate interpretări și nu întotdeauna interpretările sunt cele conforme cu intenția textului. Da, și asta din același motiv. Uneori și în limbajul curent se folosesc cuvinte, să le zic așa, moarte, inutile. De exemplu, zici în cursul zilei de azi. De ce nu zici azi? Sunt celelalte cuvinte, sunt absolut de prisos. Sunt inutile. Sau un număr de 5 persoane, păi vede oricine că e număr. Pe adresă scrie strada cu tare numărul 5. Păi văd și eu că e număr. De ce trebuie să-mi spună că... De ce trebuie să precizez eu că e număr? În fine. Deci acestea ar fi, să zic așa, hibele la concizie. Un alt gen de, după mine, de greșeală în ceea ce privește claritatea ar fi scrierea neclară, intenționat neclară, obscură. Unii numesc asta obscurități academice. Da. Ce ne puteți spune despre asta? Obscuritatea academică, de fapt, e o obscuritate voită, bineînțeles, în sensul în care
o persoană anume dorește să-și dovedească superioritatea intelectuală, utilizând un limbaj sau un vocabular extrem de pompos, pretențios și când nu e cazul. Mai ales când nu e cazul. Și vine în dauna clarității. Bineînțeles, pentru că ajungem de unde am pornit, respectiv receptorul se află într-o situație de a nu putea descifra semnificația mesajului. Din păcate, avem multe exemple. Foarte multe, de obscuritate academică, da. E adevărat, se folosește destul de des și de multe ori observăm acest tip de greșeală chiar și nu neapărat în mediile academice, ci chiar în viața de zi cu zi. Sunt o mulțime de persoane care doresc să epateze prin această modalitate și nu își fac bine nici lor și nici comunicării în general. Adică nu dăm dovadă neapărat de o inteligență deosebită dacă folosim un vocabular care nu-l va înțelege nimeni. American e o vorbă. Scrie pentru a exprima, nu pentru a impresiona. Da, sunt perfect de acord. Sunt perfect de acord, da. Cu asta. Nu ajută cu nimic, ba dimpotrivă, încurcă faptul că ne exprimăm într-un stil alambicat și nici nu impresionează acel autor pe cei cunoscători în domeniu. Bineînțeles. Poate pe mine, care nu mă pricep la nu știu ce domeniu, unul care sunt străin, atunci zic, dar americanii am mai citit undeva că a trecut vremea aceea, zice, când comenta un om, ăsta trebuie să fie un om deștept, nimic n-am înțeles din ce a spus. Așa e, da. Da, începe să dispară această percepție. Da. Încet. Ar fi bine să dispară pentru că cum nu se poate mai dăunătoare. Am citit din acest gen de limbaj chiar în literatură sau în pedagogie pe subiectul transdisciplinarității. Este un autor, Basarabescu, îl cheamă. Și vorba lui de acolo, n-am înțeles nimic din ce spune. Să vorbim de ateză. Și asta conduce la claritate sau viceversa, la neclaritate. Da, este importantă alegerea corectă a diatezei. Pentru că, până la urmă, diateza corectă înseamnă alegerea sau precizarea corectă a unui subiect al acțiunii. Ori dacă nu ne este clar cine este subiectul acțiunii, de foarte multe ori, sensul se modifică complet. Deci, și la subiectul acțiunii exprimat în diateza activă. Bineînțeles. Așa. Cel, până la urmă, subiect, noi așa învățăm de mii, subiect este cel care face acțiunea. Evident că în diateza pasivă, subiectul gramatical suportă acțiunea verbului și atunci, automat, percepția este diferită și se înțelege cu siguranță altceva dacă nu este aleasă corespunzător diateza. Dar eu observ că de multe ori alegerea e voită pentru a crea confuzie, pentru a nu a masca subiectul acțiunii, mai ales când e vorba de o vină ceva. Se spune că... Da, atunci folosim impersonale. Folosim aceste structuri impersonale, da, care nu mai au subiect și atunci evităm, da, să evităm numim. Să punem degetul pe exact, ala. Exact, evităm să numim. De fapt, și asta e o formă de neclaritate. Dacă folosești diateza activă, atunci neapărat trebuie să te exprimi clar. Da. Nu? Unii consideră asta chestiune de politețe. Nu prea aș zice că e multă politețe, mai degrabă generează confuzie. Mai este acuratețea, exactitatea unui text care una e în literatură, dar și în literatură am văzut că unele prin comparație, prin nu știu ce, sigur că nu se dau acolo unități de măsură, no, dar făcând anumite comparații, mai mic decât cu tare, mai mare decât cu tare, înțelegi că cam ce, care e adevărata dimensiune, anvergură a
obiectului pe care vrei să-l exprimi, dar cu atât mai mult în știință. Cum vedeți în știință? Știință, evident, cu atât mai mult acuratețea e fundamentală, bineînțeles, pentru că, până la urmă, acuratețea se bazează, într-o oarecare măsură, pe proprietate, care este o altă caracteristică a stilului, care se referă la utilizarea termenilor cu sensul lor propriu, respectiv utilizarea corectă a cuvintelor în situația dată de comunicare. Normal că în stilul științific nu avem, în general, nu avem cuvinte polisemantice, nu prea avem sinonimie. Cuvintele sunt, în general, cuvinte monosemantice, nu ni se permit creații, să zicem. Nu putem să înlocuim cuvântul cu altceva, pentru că termenii au o denumire clară. Și atunci, din acest motiv, acuratețea este mult mai ușor de atins, involuntar, până la urmă, în stilul științific. Te obligă limbajul specific la folosirea unei terminologii care implicit va determina un text precis, care să aibă o acuratețe pe care, cum spuneați, în stilul beletristic, de exemplu, nu avem cum să găsim așa ceva. Toate la americani, ei, fiind mai pragmatici, cum spuneați și dumneavoastră, au întocmit o listă de cuvinte imprecise. Foarte interesant, da. Și pot să dau câteva exemple. Mare, mic, mult, puțin. Mi-amintesc că am fost la medic, la un medic urolog și zic, am avut o piatră mică la rinichi, cât un bob de orez. Păi aia e mare deja. Deci asta face parte, ceea ce vă spun, s-a întâmplat efectiv. Asta face parte din lista cuvintelor imprecise. E cald, e frig, greu, e ușor, nu înțelegi nimic prin asta. Și recomandau e acolo, în loc să spui că ți-e frig. La unii le frig la 19 grade, la alții le frig la nu știu câte grade, la 22 de grade. Mai bine spui, în loc să spui că mi-e cald, spui sunt 28 de grade Celsius. Și cu asta orice controversă e înlăturată. Și cu atât mai mult dacă e vorba de limbajul științific. Încă eu, în calitate de jurnalist, am observat mult mari hibe la capitolul coerență a textului. Ca să nu mai vorbim și de structură. E foarte complicat acum, că structura o stabilești în funcție de elementele, componente ale textului. Și dar trebuie să aibă și asta o anumită logică. Dar coerența încă e un element extraordinar de important, după părerea mea, stilul. Ce observație ați face dumneavoastră la coerența stilului? Coerența este direct legată de structură. Deci sunt indiscutabil legate, pentru că o structură corectă înseamnă coerența textului. Dacă structura e logică, înseamnă că e și coerentă. Evident, bineînțeles, sunt direct legate. În momentul în care textul, un text în sine, din punct de vedere structural, nu are acea conexiune realizată, normal, prin conector de cele mai multe ori, și succesiune clară și logică a ideilor, evident că nu are cum să fie coerentă. Deci coerența dispare. Și atunci, în general, noi învățăm pe elevi să structureze textele după anumite tipare care să-i ajute pe ei în a învăța cum se structurează un text, ca pe urmă să fie capabil și singur, fără acele tipare prestabilite, să poată să construiască un text coerent. Da, după ce înțeleg acest lucru, e ușor să și facă transferuri de la un anumit limbaj la alt limbaj. Să poate face un transfer de cunoaștere și de practică. Dacă nu înțelege ce e coerența... Bineînțeles, nu așa ca și noțiune teoretică, nu-l ajută cu nimic pe copil dacă știe ce e coerența. Exact. Trebuie să învețe coerența la nivel practic. Să vadă cum arată un text coerent, cum arată un text lipsit de coerență, ca să poată să deducă implicit că varianta bună este cea coerentă, pentru că acolo face sens textul până la urmă și nu textele care nu au nicio tranziție între idei, între
chiar și de multe ori apare această problemă a rupturii în structura unui text la nivelul paragrafelor. De foarte multe ori un paragraf nou este complet rupt. N-are nicio legătură cu cel, da, de da. Cel anterior, ceea ce este o mare greșeală, pentru că până la urmă, dacă avem un text unitar, toată informația trebuie să fie legată într-un mod sau altul. Paragraful nou nu înseamnă că am început un nou subiect sau am început o nouă discuție complet diferită. Ori, o nouă abordare greșeală, a acelui subiect. Da, este o greșeală foarte frecventă chiar și nu numai la elevii mei, ci este o greșeală pe care o văd... Școliți, da, care cu pretenții. Da, am văzut-o de multe ori, această greșeală, și mi se pare că este o problemă și de aceea ne străduim destul de mult să-i direcționăm pe copii în sensul acesta a învățării, să redacteze corect din punct de vedere structural un text, ori de ce tip ar fi acesta. Deci elevul trebuie să știe cum ajungem de la punctul A la punctul B și cum ajungem de la punctul B la punctul C. Corect. Deci care e legătura între cele două? Da, textul nu mai este doar exact, nu mai este doar introducere cuprins încheiere, așa cum am învățat. Da, bun, acum e o structură elementară pentru abecedar. E mult mai mult de atât un text. Evident. Și atunci asta trebuie să se obișnuiască, să treacă de la o structurare de asta foarte rigidă pe care o au ei întipărită și să înțeleagă că textul coerent înseamnă mult mai mult decât asta. Da, am înțeles că asta se face prin practică. La dumneavoastră, de exemplu, la orele de română, cam cât de frecvent scriu elevii? Frecvent. Compoziții școlare, de orice tipuri. Scriu. Da? Scriu? Da. Pentru că numai acolo pot să... Acolo conștientizează cu mine. Sigur că e bine și în exprimarea orală, dar... Da, dar în primul rând toate aceste calități ale stilului se învață în primul rând prin scriere. Da, da. Pe urmă, după ce ți le-ai aprofundat, le utilizezi implicit și în vorbire, dar nu invers. Invers mi se pare puțin mai complicat. Eu le dau mult de scris elevilor mei, exact din aceste motive, pentru a-i învăța niște reguli de redactare corectă, de construcție corectă a unor texte. Acum, un element controversat în stilistică este eufonia. Sigur că pentru unii e insuportabil o alăturare neeufonică. Pe câte vreme, pentru unii e lipsită aproape de orice sens. Dumneavoastră, cum vedeți această problemă a stilisticii? Problema cu eufonia este și aici discutabilă, deoarece până la urmă e frumos ce ne place nouă, fiecăruia dintre noi. Ăsta e motivul pentru care unora li se pare deranjant, altora mai puțin. Despre gustul nu se discută, ceva de genul ăsta? Așa e. Și pe de altă parte mai apare și ce discutasem înainte, acea legat indirect de obscuritatea academică, adică acea dorință de hipercorectitudine pe care o au mulți vorbitori ai limbii. Nu știu dacă este chiar o greșeală fundamentală, o repetare, de exemplu, de Pepe, care, sincer, nu cred că deranjează atât de tare auzul încât să nu poată fi suportată. Evident că există acele cacofonii clasice unde sunetul sau, mă rog, cuvântul care reiese este cu conotații negative și atunci le evităm. Dar, până la urmă, cacofonie înseamnă o repetare a indiferent căror sunete. Supărătoare. Teoretic ar trebui să fie supărătoare, tocmai. Ori, cum spuneam, un pepe sau la-la, nu știu dacă este chiar așa de deranjantă. Pe de altă parte, există și cacofonii sau mai ales parafonii care sunt chiar supărătoare, care sunt, cum să zic, care pot strica un text și poate mai puțin în limbajul științific și mult mai mult în limbajul literar. Dacă vrei să scrii un text frumos, nu asta e beletristica, și l-ai, cum să zic, impregnat cu niște alăturări neofonice, atunci îl poți strica, nu? Da, evident. Chiar dacă ai o idee, să zicem, da, eufonia
este legată de ideea de frumos în general și de scriere frumoasă. Și de vorbire totodată, că da. Nu, eufonia nu este neapărat o trăsură a scrisului, ci este a comunicării în general. Dar, cum spuneam, percepția față de aceste greșeli aferente lipsei de eufonie diferă foarte mult de la un individ la altul, pentru că avem o anumită moștenire culturală, niște arhetipuri culturale, valorice, plus personalitatea fiecăruia, care determină raportarea foarte diferită la această problemă. Și este și ceea ce aminteați înainte de hipercorectitudine. Unii tot îi auzi vorbind ca virgulă când. Tot mai rău strică, de multe ori mai rău strică textul decât îl îmbunătățesc prin ca și, ca virgulă, nu știu ce. Există multiple variante de a evita cacofoniile. Acum nu trebuie pus acea virgulă, evident. Că virgula e cea mai ușoară variantă în scriere, dar când vorbim putem găsi foarte multe alte metode de a înlătura cacofonia. Și atunci, evident că, din punct de vedere eufonic, că tot aici suntem, nu sună bine să spui că virgulă când. Sună bineînțeles chiar din potrivă, mai mult strici textul. Deci, să putem conchide că un text rescris, reformulat, printr-un text reformulat, se poate evita o cacofonie supărătoare. Așa. Și nici nu e cazul să ne pierdem timpul prin hipercorectitudine asupra textului. Bun. Să vă citesc acea o frază. Stilul bun. Potrivit lui F.H. Norton, scrisul care se întipărește în mintea cititorului în timp ce el urmărește semnificația textului, fără a fi conștient de cuvinte, reprezintă un stil bun. Ce spuneți de fraza asta? Da, e o frază frumoasă. Da, e adevărată? Nu știu în ce măsură înseamnă neapărat un stil bun. Acel stil care... Așa spune, un stil bun. Acel stil care se întipărește involuntar. Că până la urmă asta este ideea, deci acea scritură care se întipărește involuntar în minte. Adică nu-ți atrag atenția cuvintele. Da. Îți atrag atenția ideile mai degrabă. Da, nu stricta structurare sau ordonarea cuvintelor. Așa. Păi acum, evident că un lector care și-a dezvoltat niște abilități de lectură în timp, ajunge la un moment dat, fără să neapărat să-și dorească asta, să citească în acest fel. Adică nu mai devii conștient neapărat de fiecare cuvânt pe care îl citești, ci devii conștient de ideea sau de informația pe care ți-o transmite fraza respectivă. Așa că nu știu dacă neapărat există doar anumite texte care fac asta și atunci acelea ar avea un stil bun și restul nu. Din moment ce, oricum, la un moment dat, cu toții ajungem să, sau ar trebui cel puțin, cu toții să ajungem să putem citi un text prin a-i desprinde informația sau ideile transmise fără a înțelege sau a percepe la nivel de cuvânt redactat. Ceea ce spuneți dumneavoastră, percepția la nivel de cuvânt este foarte importantă pentru școlarii mici. Da. Cu cât mai devreme percep textul fără să îl descifreze pe litere, cu atât mai ușor trec de la cuvânt la idee și se concentrează asupra ideii, nu asupra descifrării. Bineînțeles, numai că cuvintelor. Asta este o deprindere pe care și-o formează în timp. Da. Da. Prin mult exercițiu, lectură. Sigur. Multă. Da, asta trebuie să înțeleagă. Bun, mai avem vreo 4 minute după cronometrul meu și aș vrea să trecem într-un alt registru. Ați vorbit de exerciții de scriere cu elevii dumneavoastră. Unul din elementele importante este alegerea subiectului. Lăsați la latitudinea lor alegerea sau dați dumneavoastră de obicei? Cum se procedează și după ce criterii se face alegerea subiectului? În general, subiectul trebuie evident ales adecvat vârstei și preocupărilor lor, pentru că dacă le dai un subiect care nu le este la
îndemână sau în apropiata vecinătate a realităților, nu vor lucra nici cu drag pe de-o parte și chiar de multe ori vor refuza să lucreze. Deci criteriul ar fi să fie interesați de care să-i intereseze și pe care să poată să-l abordeze, să fie capabil, să aibă cunoștințele necesare să poată să-l abordeze. Să-l stăpânească. Dacă vorbim, de exemplu, despre texte argumentative, mult mai ușor se descurcă pe un text referitor la familie, de exemplu, la rolul familiei sau importanța familiei, decât unul referitor la legislație, care nu le este deloc familiară și la îndemână. Și atunci trebuie adaptat, în mod normal ar trebui adaptat, evident că trebuie să respectăm rigorile programei și trebuie să ne pliem și pe partea aceasta, dar cât se poate adaptăm la nivelul lor de cunoștințe și, bineînțeles, la pasiunile și interesele pe care le au copiii. Eu am descoperit niște greșeli mari la alegerea subiectului la nivele academice mult mai ridicate decât cel al elevilor. Și anume, concordanța între gradul de generalitate al subiectului și dimensiunea textului. Pot să vă dau un exemplu. Există o carte, Cum scriem un text, formată din, dacă bine îmi amintesc, 260 de pagini. Alta, ceva mai mare, Cum scriem un text științific, ceva mai mari dimensiuni, care ar putea fi, să zicem, un capitol al primei cărți, Cum scriem un text. Și o alta, scrisă de Umberto Eco, Cum scriem, cum facem o teză de licență, care ar putea să fie un paragraf al primului. Ei, culmea este că lucrarea lui Eco are tot 260 de pagini cât lucrarea unei profesoare universitare de la Universitatea din Iași. Acum, oricum ai trata un subiect și el tratează de multe ori la elemente de detaliu, n-ai cum să exprimi ideea în același număr de pagini, ideea unui paragraf cu cea unei cărți, în niciun caz. Deci asta ar fi o greșeală care am observat-o eu, care după mine e destul de grafă. Deci trebuie să aibă o concordanță, să fie o concordanță între gradul de generalitate a subiectului și mărimea textului în care vrei să-l abordezi. Cu cât e mai general subiectul, cu atât dimensiunea. Trebuie să fie o dimensiune mai mare. Evident. Umberto Eco chiar spune în glumă și el a observat neconcordanță de ceea ce e gen și zice să evităm subiecte de genul scurte descrieri ale universului. Corect. Așa. Cu aceasta am încheiat emisiunea. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, că ați acceptat participarea. Iar telespectatorilor le mulțumim pentru că au fost alături de noi. Rămâneți cu Informația TV.